Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit pe Sens TV. Sunt Sorin Manea și vă prezint Sens Național. Cele mai importante evenimente care se întâmplă în lume le luăm, le transformăm în știri pe care le vedeți alături de noi, după care le interpretăm alături de invitații noștri de prestigiu, care se află în studio alături de noi. Dar despre ei vorbim mai târziu când o să vi și prezint. Haideți să vedem temele. Lumea așteaptă cu sufletul la gură vizita lui Vladimir Putin în Mongolia. De ce? Pentru a vedea dacă acesta va fi arestat conform mandatului Curții Penale Internaționale. Ucrainienii au prăbușit un F-16, iar acest lucru naște multe controverse. Rusia raportează creșterea economiei după trecerea la industria de război, iar Vladimir Putin testează scenariul atacării statelor baltice. Georgia este într-un moment crucial în care trebuie să aleagă între Rusia și Uniunea Europeană. Iată, apar informații noi și în cazul arestării șefului Telegram, Pavel Durov, și a luptei împotriva criminalității online. Benjamin Netanyahu este pus la zi de israelieni după ce atacurile sale au eșuat în recuperarea 6 ostatici ai Hamas. Toate aceste lucruri le vom dezbate alături de domnul Sorin Zaharia, analist de relații internaționale. Bine ați venit! Mulțumesc mult de invitație, bună seara! Și dacă este luni, alături de noi, prin apel video, este domnul general în rezervă, Alexandru Grumaz. Bine ați venit, domnule general! Bună seara, bună seara ție și colegului meu de platou, domnul Sorin. Sunteți doi Sorin. Sorin, la pătrat! Așadar, dragi prieteni, haideți să vedem ce se întâmplă cu Vladimir Putin. Lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă acel mandat al Curții Penale Internaționale va fi pus în aplicare odată cu vizita lui Vladimir Putin în Mongolia, care se va desfășura peste puțin timp. Dar haideți să vedem dacă chiar este atât de puternic Vladimir Putin să ignore aceste avertismente pe care le-a dat Curtea Penală Internațională în Mongolia și să meargă acolo, se va isca o situație tensionată. Lucrurile acestea le vom dezbate alături de invitații noștri din această seară. Haideți să vedem materialul. Vizita președintelui rus Vladimir Putin de pe 3 septembrie din Mongolia a dat naștere apelurilor Ucrainei ca mandatul de arestare a emis pe numele său de Curtea Penală Internațională să fie respectat. Însă Kremlinul răspunde sfidător că nu își face griji, pentru că detaliile acestei călătorii au fost pregătite amănunțit. În timp ce pe numele lui Putin a fost emis un mandat de arestare din martie 2023 pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni, președintele rus are programat o vizită în țara membra a Curții Penale Internaționale pe 3 septembrie. Mandatul obligă cele 124 de state membre ale instanței, inclusiv Mongolia, să-l aresteze pe Putin și să-l transfere la Haga pentru judecată dacă va pune piciorul pe teritoriul lor. Cităm: solicităm autorităților mongole să respecte mandatul internațional de arestare obligatoriu și să-l transfere pe Putin la Curtea Penală Internațională de la Haga, a declarat Ministerul de Externe ucrainean pe Telegram. La rândul său, Curtea Penală Internațională a declarat că oficialii mongoli au obligația să-l aresteze pe Vladimir Putin dacă acesta va vizita țara. Domnule general, aș începe cu dumneavoastră. Spun autoritățile ruse că au pregătit în detaliu această vizită în Mongolia. Asta ce înseamnă? Că nu va fi prins, nu va fi arestat Vladimir Putin? Și ce implicații are pentru Mongolia dacă nu va respecta acest mandat de arestare? Asta, vizita asta lui Putin e o temă de media. Adică o discuție la nivelul publicațiilor din întreaga lume. Putin călătorește acolo la invitația lui Onaha Kurelșuk, care e președintele Mongoliei, pentru a participa la ceremoniile care marchează 85-a aniversare a victoriei comune a armatelor sovietice și mongole asupra Japoniei pe râul Khalkhin Gol. Ăsta este de fapt asta. Pentru Ulan Bator, miza este în schimb foarte mare. Securitatea energetică a Mongoliei este profund legată de Rusia. Rusia este sursa 95% din produsele petroliere care ajung pe teritoriul Mongoliei și reprezintă 35% din toate importurile pe care le face Mongolia. Economia Mongoliei
este condusă de export, care, la rândul său, este condus de vânzările de materii prime, cărbune, cupru, aur, și toate acestea la un loc se bazează pe combustibilul rusesc, ca mijloc de transport către China. În plus, în mongolii obișnuiți, sunt obișnuiți cu crizele care, dacă vă aduceți aminte, erau la noi înainte de 90, în ceea ce privește benzina. Pentru că Rusia, din când în când, oprește robinetul acestui combustibil. De fapt, Ministerul Energiei din Rusia a raportat o interdicție a exporturilor de combustibil, inclusiv benzină, începând cu 1 martie. Înțelegeți foarte clar de ce, pentru nevoile interne, dar mai ales pentru nevoile mașinii de război rusești. Mașina de război care folosește echipamente produse în era sovietică, mașini care sunt acele ziduri care consumă 22-30 de litri la 100 de kilometri, deci sunt niște mari consumatoare de benzină și din cauza asta e nevoie de mai mult combustibil. Cu toate acestea, Moscova a făcut excepții pentru câteva țări, inclusiv pentru Mongolia. Chiar dacă guvernul mongol se autoproclamă ca cea mai mare democrație din Asia, este totuși, hai să recunoaștem, prinsă realitatea geopolitică. Mongolia își va ignora obligația de a-l aresta pe Putin. Putin va veni și va pleca sen en sof, cum zic francezii. Da, domnule Sorin Zaharia, lumea așteaptă, așa, media așteaptă cu sufletul la gură, momentul în care Vladimir Putin aterizează pe aeroport și este luat în primire de autoritățile mongole și predat curții penale internaționale. Nu știu de acolo mai departe ce ar trebui să-i se întâmple lui Vladimir Putin. E doar o fantezie sau chiar se poate întâmpla asta? Da, Putin va fi așteptat pe aeroport, dar va fi așteptat de înalți oficiali mongoli care îl vor lua de acolo și îl vor conduce la reședința unde va avea loc, vor avea loc discuțiile sau la cea în care va fi cazat sau alte lucruri de genul ăsta. Nu. Mongolia nu își permite să pună în aplicare acest mandat. Și este foarte simplu de ce. În afară de considerentele economice pe care le-a menționat puțin mai devreme domnul general, mai sunt și considerentele de ordin militar. Haideți să ne uităm comparativ la cele două armate, la Armata Federației Ruse, care este staționată în Asia, și la Armata Mongolă. Cam credeți că mai mult de două săptămâni i-ar lua Federației Ruse să ajungă la Ulaanbaatar? În niciun caz. Ca urmare, Mongolia nu își poate permite... Bine, dar mai permite și Rusia încă un front după frontul din Ucraina. Asta... Am văzut că acum își strânge trupele de prin Africa pentru a... Dar asta nu ar fi front. Îmi pare rău. Mongolia nu mai este Mongolia din timpul lui Genghis Khan, când Mongolia își permitea să invadeze toată Asia și o bună parte din Europa. Nu. Mongolia este un stat care, a cărei armată este umbra a ceea ce a fost odată. Nu își va permite niciodată să pună în aplicare acest mandat al Curții Penale Internaționale. Care sunt repercursiunile, domnule general, pentru Mongolia dacă Putin intră și iese ca într-o vizită normală, ca și când nu ar fi fost emis niciun mandat pentru el? Mongolia va fi scoasă din acest tratat? Ce se va întâmpla? Adică, care sunt riscurile? Mă rog, și dacă o scoți, ce câștigi? Adică e o chestiune care nu are nicio relevanță. Mongolia are, să zic așa, cercul ei de prieteni care îi găsește în Asia. China, Rusia, în zona aia. Deci nu are, din punct de vedere al... va fi o mare dezamăgire pentru comunitatea internațională și pentru orice om normal care crede că această curte penală internațională poate rezolva lucrurile așa cum le-a rezolvat în fosta Iugoslavie. Când vorbiți de securitatea energetică a unei țări și de interesul ei național, nu te uiți la ce se întâmplă în afară. Mă rog,
cei care, politicienii care au într-adevăr puterea să decidă în statul lor. E foarte complicat să spui că Mongolia va fi pedepsită. Cum să fie pedepsită? Pentru că și așa nu este. În relațiile internaționale, Mongolia nu reprezintă o voce. Ea reprezintă o voce acolo, în teritoriul pe care îl deține, în zona asiatică, în relația cu China și cu Rusia. Deci, din punctul meu de vedere, nu se întâmplă absolut nimic. Nu sunt aceleași condiții care au fost în fosta Iugoslavie. Domnul Sorin Zaharia, nu se creează un precedent totuși periculos, având în vedere că o țară semnatară a tratatului nu respectă cererea de arestare? Atunci Vladimir Putin poate să meargă oriunde nestingerit și înseamnă că tot acest tratat se poate arunca la gunoi. Nu este dacă o... doar câteva țări occidentale respectă deciziile Curții Penale Internaționale. Nu este un precedent. Au mai fost și alte situații în care deciziile Curții Penale Internaționale n-au fost aplicate de diverse state. Ca urmare, gândiți-vă și dumneavoastră, cam ce sancțiuni ar putea fi luată împotriva Mongoliei? Niciuna. Economic? Haideți să ne uităm pe piața europeană sau chiar dacă vreți pe piețele mai apropiate de Mongolia, cum ar fi piața japoneză. Câte produse mongole găsiți? Niciunul. Ca urmare, cu ce poate fi pedepsită Mongolia? Nu există metode de constrângere a Mongoliei pentru a pune în aplicare acest tratat, acest mandat. Cu atât mai mult, cu cât deja oficialii din Rusia au spus că toate detaliile au fost perfectate. Aceste detalii includ inclusiv posibilitatea ca Vladimir Putin să fie arestat și predat Curții Penale Internaționale. Credeți cumva că dacă ar plana cea mai mică umbră asupra acestei vizite, asupra unei eventuale arestări a lui Vladimir Putin, domnia sa ar mai face vizita în Mongolia? Sub nicio formă. Și dacă ar pune în aplicare, chiar și așa, mandatul, repet, cât timp credeți că ar mai exista Mongolia? Da, pentru că ați amintit de a plana, haideți să vedem de ce nu mai planează un F-16 în Ucraina, pentru că a căzut, din păcate. A fost un accident, a fost o eroare, se încearcă să se afle răspunsuri. Până la urmă am văzut o doamnă deputat din Duma de Stat a Ucrainei, acuză autoritățile, executivul ucrainean, cum că ar fi tras cu Patriot în F-16. Nu înțelegem exact cum se poate întâmpla acest lucru, tocmai de aceea o să apelăm la expertiza domnului general imediat după ce vedem materialul acesta. Ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, a declarat că demiterea comandantului forțelor aeriene ucrainene, Mikola Oleșciuc, nu are legătură cu prăbușirea avionilor F-16. Potrivit unui interviu acordat CNN, cităm: "Aș spune probabil că este o rotație. Acestea sunt două probleme separate. Demiterea și pierderea avionului F-16 în acest stadiu nu le-aș nega", a spus Umerov. De asemenea, el a numit moartea pilotului Alexei Smes un accident regretabil pe care Ucraina îl investighează. "De asemenea, am oferit acces partenerilor noștri astfel încât și ei analizează și investighează împreună cu noi", a mai declarat ministrul ucrainean. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat vineri decretul privind demiterea comandantului șef al forțelor aeriene ucrainiene, Mikola Oleșciuc. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce primul avion de luptă F-16 transferat de țările occidentale s-a prăbușit în Ucraina. Zelensky nu a menționat motivul demiterii lui Oleșciuc. Fostul comandant însuși comentând decizia de demitere, l-a citat pe fostul comandant suprem al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalușni, de asemenea demis de Zelensky la începutul anului. Da, deci domnul general, cum se poate întâmpla asta, ucrainenii să-și dea cu stângul în dreptul, să dea cu rachete în propriu avion? Eu cred că această posibilitate în cazul unui război este un friendly fire. Deci este un foc prietenesc asupra unui avion propriu. Se poate întâmpla în confuzia care este
uneori pe linia frontului și atunci, în momentul unei lupte aeriene sau în momentul în care e în misiune pentru doborârea de rachete de croazieră sau drone, se poate întâmpla acest lucru. Antrenarea unui pilot de F-16 durează până la 9 luni și aproape 90 de ore de timp de zbor. În funcție, asta este în funcție și de competențele pe care pilotul le are. Începe cu o săptămână de instruire de clasă, deci la clasă, în care se predau cunoștințe teoretice, după care urmează zboruri pe simulator, înainte ca toți piloții să urce un instructor într-o versiune cu două locuri a aeronavei. Este vorba de F-16D. Apoi să treacă la un zbor în simplă pe un avion F-16C cu un singur loc. De fapt, Fighting Falcon, așa cum este denumit sau mai bine cunoscut ca Viper, este ca și cuțitul elvețian. Cuțitele alea ați văzut de luptă ale elvețienilor. Este versatil și se poate angaja într-o varietate de misiuni de luptă aeriene. De la o luptă de câini, în jargon, cum se spune, o luptă între două avioane, două, trei avioane, până la suprimarea apărării aeriene inamice, iar ucrainienii folosesc, pentru că americanii le-au dat acele rachete HARM, care sunt extrem de importante în operațiunile militare pentru doborârea, pentru distrugerea stațiilor radar. Plus, este o ușurință mare în zborul, în obținerea, mă rog, antrenamentului de zbor pe aceste avioane. Și vă spun lucrul ăsta pentru că noi avem IRU-99 cu care pe care l-am fabricat și care are aceeași avionică de pe F-16. Și a fost un bun element de antrenament pentru piloții noștri când au plecat în Statele Unite să se pregătească pentru F-16, pentru că aveau deja cunoștințe în a utiliza avionica de pe aceste avioane. Dar mai întâi, deci, un pilot al piloții care se antrenează, adică piloții ucrainieni, s-au antrenat la Morris Air Force Base în Arizona și au sosit în septembrie, dacă mi-aduc eu bine aminte, în septembrie anul trecut, au finalizat în primăvara aceasta antrenamentul pentru a zbura pe F-16. Nu sunt foarte mulți, nu știu, sunt 16 sau 19 piloți care, sau 12 piloți ucrainieni care au absolvit deja cursul, urmează alții. Piloții ucrainieni vin și cu o pregătire anterioară pe care au avut-o pe Suhoi 27 Flankers sau pe MiG 29 Fulcrums de fabricație sovietică. În schimb, ambele avioane sovietice sunt cu dublu motor, spre deosebire de F-16, care este cu un singur motor și care are o manevrabilitate mult mai ușoară și posibilitatea de a învăța mult mai repede să lucrez cu acest pilot. Dar se întâmplă. Eu zic că a fost schimbat acest comandant la Oleșciuc, comandantul, datorită dezacordului pe care l-a avut cu Mariana Bezula, o parlamentar ucrainian, care a spus că din anumite surse pe care le are ea, știe că acest avion a fost dat de o rachetă Patriot. Nu ne putem exprima dacă a fost dat sau nu de o rachetă Patriot. Deocamdată este o acțiune în derulare, iar dacă vor constata că a fost dat de o rachetă Patriot, nu vor spune. Asta vă spun eu de acum. Vor spune că a fost un incident, pentru că nu pot să demoralizez trupele făcând afirmații de genul că propriile rachete Patriot au dat jos un avion ucrainian, care și așa nu sunt foarte multe și sunt venite prin donațiile, în special, a țărilor de jos.
Dar dumneavoastră ce aveți acolo în spate, domnule general? Am văzut că aveți un avion. Ce, v-au dat americanii un F-35? Ce v-ați luat? Nu. Este un poster pe care l-am primit în 1998 de la prima echipă de la Lockheed, care a venit să discute la Ministerul Apărării Naționale despre F-16. Da. Domnule Sorin Zaharia, ați văzut că inițial declarația legată de demiterea lui Micola Oleșciuc, comandantul șef al forțelor aeriene ucrainiene, a fost că e o rotație, e o uzură în timpul războiului și necesită o rotație să fie așa, sau e clar că a fost răspunsul la faptul că a intrat într-o discuție verbală cu un parlamentar, a început să aibă păreri? Nu, eu aș porni de la... Mai ales că ați fost în Ucraina și cunoașteți... Eu aș porni de la declarația inițială, în care se spune, autoritățile ucrainiene spun că pilotul a fost ucis. Deci nu a fost doborât sau a murit ulterior. Nu, a fost ucis în aer. Ceea ce îmi sugerează mie că el a fost doborât, că a fost lovit de o rachetă. Deci de la asta aș pleca. Da, de acord, antrenamentul piloților ucrainieni a fost mult, mult, mult grăbit. Dar le lipsește o componentă, din punctul meu de vedere. Le lipsește acea componentă de cooperare interarme. Și probabil, din aceste motive, s-a produs și această greșeală în care, posibil ca o rachetă Patriot să fi doborât avionul ucrainian, cu atât mai mult cu cât în zonă nu au fost raportate, din tot ce am văzut în mass media, să fi existat avioane rusești sau să fi intrat în aria, în zona de folosire a rachetelor rusești S-300 sau S-400. Ca urmare, tind să cred că ceea ce a spus deputatul parlamentarul sau membru Radei Supreme a Ucrainei, referitor la faptul că a fost doborât de o rachetă Patriot, tind să cred că este adevărat. Da, și asta am văzut că necesită o anchetă totuși internațională, domnule general. Am văzut că acum... E normal, pentru că avionul este produs de americani, iar la orice avion produs în țara respectivă, producătorul participă la orice fel de anchetă care se desfășoară în cazul unui accident al unui produs al lui. Deci ați văzut, dacă cade un Boeing, toți de la Boeing se duc acolo, indiferent că a aparținut unei companii sau altea, n-are nicio importanță, ei sunt acolo. Vreau să mai adaug ceva, Sorine. Povestea asta că rușii au deplasat mulți oameni din Africa, din aia, e o poveste. Au deplasat 400 de oameni, atât au deplasat din grupările Wagner. Nu e așa de important. Cu 400 de oameni în plus sau în minus, nu cred că vor câștiga Podkovskiu, pentru că acolo trebuie să duci lupte de stradă. Ceea ce mie mi se pare că de multe ori noi exagerăm anumite lucruri, așa cum am exagerat înainte de 24 februarie 2022, când au invadat rușii, am exagerat puterea formidabilă a armatei ruse. Am constatat că sunt slabe atât la nivelul comandanților, la nivelul comandamentelor, la nivelul tacticii, la nivelul tehnicii de război. Au și lucruri bune. Putem să vorbim și frumos. Vorbim frumos, de exemplu, de echipamentele de război electronic. Krasulka 4 este colea, Krasulka 4 și Krasulka 2, două sisteme de război electronice, sunt colea în Crimea. Când avem probleme cu avioanele și cu elicopterele, avem probleme din cauza bruiajului lor, nu din alte cauze. Nu sunt nici triunghiul Bermudelor la Constanța, triunghiul de la Constanța cu insula Cerpio și mai departe. Avem probleme cu bruiajul, într-adevăr, cu asta noastră este baleiată până spre centrul Europei de aceste sisteme de război electronic extrem de periculoase. Mai ales având în vedere că ele sunt permanent în funcțiune, având faptul că există acele J-Star-uri ale americanilor care controlează zona
din punct de vedere al observării și al monitorizării operațiunilor militare. Deci e o situație foarte interesantă, care eu mi-am propus, de exemplu, să o analizez săptămâna viitoare în editorialul meu din evenimentul zilei. O să urmărim și noi să vedem ce opinie o să aveți acolo și o să încercăm să preluăm și noi aceste idei și să le dezbatem aici, dacă nu o să fie într-o zi în care o să fim în online cu dumneavoastră. Domnule Sorin Zaharia, dar din punct de vedere diplomatic, așa, nu dă prost faptul că Ucraina a pierdut cu atâta ușurință un F-16 după ce atâta timp a tot bătut cu pumnul masă, că întârzie ajutorul occidental, că nu li se dau arme, că au nevoie să asigurați cerul Ucrainei, salvați cerul Ucrainei, adică astea au fost exact zonele în care se insista foarte mult. Am văzut reacții destul de moderate, dar gânditoare ale occidentalilor referitor la această chestiune. Vedeți, e o altă problemă, nu atât problema doborârii acestui F-16. Este acest F-16, faptul că a fost doborât, produce mai multă îngrijorare în rândul populației ucrainiene, scade moralul populației ucrainiene, pentru că aceste F-16 erau așteptate, dacă vreți, ca pâinea caldă. Ori F-16, oricât de versatil ar fi acest avion, nu poate să facă față dacă nu are și piloți pe măsură și dacă nu are și acea cooperare interarmă despre care am vorbit puțin mai devreme. Însă, la nivelul cancelariilor occidentale, din ceea ce am văzut în mass media, a apărut deja o suprasaturare vis-a-vis de solicitările tot mai insistente ale domnului Zelensky. Să nu uităm că săptămâna trecută a avut loc o dispută verbală prin intermediari între domnul Zelensky și domnul Donald Tusk, deci între Ucraina și Polonia, în care domnul Tusk i-a adus aminte președintelui ucrainian faptul că relațiile dintre state se bazează în primul rând pe adevărul istoric. Același lucru, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să-l facă și partea română. Să nu uităm că încă problema școlilor în limba română din Ucraina nu este rezolvată, dar noi le donăm ucrainienilor un sistem Patriot. Să nu uităm că cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului, domnul Zelensky ne numea invadatori. Să nu uităm că inclusiv acum, la Poltava, unde este mormântul lui, lângă, de fapt, al lui Taras Shevchenko, ghidul de acolo spune, când vorbește despre români, vorbește ca invadatori. Nu vorbește despre români ca prima nație care a tradus cobzarul lui Taras Shevchenko. Și așa mai departe. Sunt multe lucruri în sensul ăsta. La un moment dat... Foarte bine ai punctat, Sorine. Foarte bine ai punctat. Așa este. Da. Încă ucrainienii trebuie să învețe cultura asta care este în Uniunea Europeană, pentru că vor să adere la Uniunea Europeană și trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte națiunile din jur. Singurii care i-au pus la punct, ai spus bine, nu numai polonezii, dar au fost și ungurii care i-au pus, lăsându-l la o parte pe Orban, care are relația lui specială cu tovarășul Putin, trebuie să înțelegem că Ungaria își apără interesul național în zonele care nu îi mai aparțin, datorită împărțirii istoriei, cum a împărțit istoria aceste teritorii. Și foarte bine ai spus lucrul ăsta. Noi am dat Patriotul și păstrăm Volkovul, care este născut în 1960. Deci noi avem sisteme de apărare din anii comunismului, unele produse în URSS, altele produse asimilate de noi. Deci încă avem inclusiv sisteme OSA și așa mai departe. Deci noi avem nevoie de aceste sisteme Patriot. Am cumpărat 7 pentru că trebuie să acoperim întreaga țară. Nu am cumpărat 7 că
vedem ce face cu banii. Și ne-am dus la americani și am zis, dați-ne bă și nouă, dacă aveți mai multe, ca să le punem și noi pe țara și pe unde. Noi am cumpărat, vedeți că inclusiv NATO a adus sisteme de apărare din Italia pentru sisteme radar active și pasive, care pot detecta atât activ cât și pasiv țintele în zona Deltei Dunării. Mai este sistemul Mamba adus de francezi. Deci NATO pune o mare greutate pe sistemele radar din zona Dobrogei. De asemenea, țineți cont că noi suntem integrați în lanțul de apărare antiaeriană în ASOP-ul. Deci noi, din punct de vedere al detectării țintelor, stăm excelent. Avem o apărare, avem o detectare stratificată care cunoaște foarte bine fiecare din ce elementele care pot veni. Dar, n-avem cu ce să dăm jos. Păi dacă mie îmi spuneți de Neva, care au tras ca nebunii în 1989 la Revoluție 50 de rachete după ținte imaginare și după baloane atmosferice. Păi acum ce să facem cu astea? O să tragem după drone sau după... Și atenție, mai e un lucru, că am vorbit de Polonia. Dom'le, polonezul, ministrul de externe al Poloniei, a declarat că el este de acord să doboare ținte care vin deasupra Ucrainei și se apropie de granița Poloniei înainte de a cădea în Polonia. Vedeți că e o schimbare foarte interesantă de optică, pe care probabil că o va împărtăși. El a spus, nu mă interesează NATO dacă nu are o anumită politică. Eu am politica mea de interes național. Și asta e foarte important de reținut în momentul în care discuți de interesul național și de suveranitatea națională a unui stat. De asta l-am apreciat pe Sorin, că a spus de ce se întâmplă în Ucraina cu bisericile, cu școlile și așa mai departe, cu tot ce este acolo sub etnicii români. E foarte important. Vrei în Uniunea Europeană, domnule, domnule general, aș vrea să pun, hai să zicem, niște paie pe foc, că gazul deja e un subiect foarte arzător, dar... Vreți să spuneți că domnul Klaus Iohannis duce politica struțului, stă cu capul în pământ, stă cu capul în nisip la aceste chestiuni care, iată, dau și apă la moară multor partide din România? Dom'le, e foarte greu să conduci o națiune precum aia a noastră. Pentru că românii sunt foarte deștepți. Românii știu foarte bine să speculeze imediat orice greșeală. Românii sunt o națiune occidentală, deși situată prost la porțile Orientului și din când în când mai băgăm mâna așa prin gât și mai luăm câteva obiceiuri de la orientali. Dar eu l-am votat pe domnul Iohannis crezând că un neamț poate să schimbe multe lucruri în România. Dacă m-am înșelat, o spun statisticii. O să revin totuși la ideea pe care n-am dus-o până la capăt. Mi-aș dori ca măcar acea nenorocită de inscripție care se află în centru Odesei, în care se menționează că românii sunt invadatori, inamici, măcar aia să dispară. Inscripție care și acum este în piața Operei din Odessa. Deci este un lucru care mi-l doresc. De asemenea, mi-aș dori ca pe cetățile românești care acum sunt pe teritoriul care românesc, care este în Ucraina, să nu mai scrie faptul că au fost luate de la polonezi sau de la turci, ci să scrie adevărul, faptul că au fost luate de la români, nu de la alții. Astea sunt lucrurile de care domnul Zelenski ar trebui să țină cont în relațiile cu vecinii. Păi da, dar cine îi atrage atenția domnului Zelenski? Adică ar trebui ministrul culturii Zelenski, să-i spună asta, premierul? Are anumite probleme. Asta nu intră pe agenda dânsului, această problemă pe care Sorin a spus-o. Exact, asta vreau să zic. Cine trebuie să facă demersuri în sensul ăsta? Adică... Păi cine trebuie să facă? Păi
Cine trebuie să facă? Sunt toate la nivel simbolic, nici măcar nu trebuie să facă absolut nimic. Să facă Ministerul de Externe, în primul rând, că ăsta este... Eu citesc acum jurnalul, uite, l-am aici, lângă mine, Grigore Gafencu, jurnal 1940-1942. Ca să înțeleg, totuși, ăsta a fost ministrul de externe, a fost ambasadorul nostru în URSS în vremea lui Stalin. Vreau să înțeleg dacă rușii ăștia sunt așa cum i-a definit Morozov. Una spun, una gândesc și alta fac. Și se pare, din ce am citit până acum, că așa sunt rușii. N-ai ce să-i faci. Ceea ce se întâmplă și în Ucraina este o, ca să zic așa, o reluare a acestor chestiuni pe care rușii le dezbat prin istorie. Vreau să vă spun un lucru. Ministrul apărării a fost schimbat, șeful statului major a fost schimbat, Zalușnic cu Sârghi. Diferența între ei este următoarea. Unul a făcut studiile în Occident, Zalușnic, celălalt a făcut studiile la Moscova. Ăla cunoaște bine, Sârghi, cunoaște bine, de-aia și făcut ofensiva asta în curs. Și aici vreau să mă leg de ce a spus Sorin. Sorin a spus că folosirea avioanelor F-16 înseamnă folosirea în așa numite concept de manevră, în care trupele de uscat colaborează cu trupele, cu forțele aeriene într-o operațiune militară. Ei n-au avut până acum, ucrainienii, au avut puține avioane și au fost acele de surginte sovietică, dar acum la curs că au avut posibilitatea să facă această manevră datorită faptului că nu au întâlnit zone minate și teritorii apărate de tot felul de... Da, se pare că am intrat într-un friz, avem o problemă tehnică. Domnule Sorin Zaharia, iată ce spunea și domnul general Grumaz, această incursiune pe care au avut-o ucrainienii terestră în, inițial în Rusia, n-a avut niciun fel de împotrivire, adică da, soldații că... care au fost reținuți, soldații ruși, chiar au fugit. Adică... Da, pentru că rușii nu se așteptau la o astfel de incursiune. Ați văzut că în urmă cu mai puțin de 10 zile s-a mai încercat o nouă străpungere în direcția Federației Ruse, dar de această dată militarul rus, militarii ruși și comanda rusă, pentru că de fapt problema este la comanda rusă, era pregătită. Ca urmare, nu a mai avut același succes care l-au avut în regiunea Kursk. Deja acum trupele ucrainiene întăresc, să spunem, defensiva, pentru că ei consideră că în zona Kursk au ajuns aproape de limită. Mai au o porțiune în zona din sud, pentru că vor să ocupe acel... haideți să spunem, centrală atomo-energetică care este în, în partea de sud a regiunii ocupate de ei. Vom vedea ce se va întâmpla mai târziu, pentru că așa cum am discutat și data trecută la emisiune, astfel de incursiuni vor mai avea loc. Chiar dacă se lasă într-un fel la, în voia sorții ceea ce se întâmplă în est, acolo unde rușii atacă. Acum eu aș vrea să aduc în discuția noastră tot legat de Rusia și această poveste, această raportare ca în vremea URSS-ului la hectar cu economia Rusiei în creștere, economia solidă, dar ce înseamnă X% din PIB în Rusia? O să încercăm să aflăm de la invitații noștri din această seară. Haideți să vedem un scurt material și revenim să discutăm. Economia Rusiei înregistrează o creștere solidă în multe sectoare, în timp ce șomajul rămâne la un minim istoric, arată datele statistice publicate. Ceea ce îi face pe oficialii de la Moscova să avanseze perspective optimiste pentru întregul an, în pofida sancțiunilor impuse de Occident din cauza războiului din Ucraina. Impulsionată de producția militară, producția industrială a crescut cu 3,3% în luna iulie, după un avans de 2,7% în luna iunie și cu 4,8% de la începutul anului, comparativ cu un avans de 3,1% în aceeași perioadă anului trecut, notează Agerpres.
O estimare preliminară privind evoluția produsului intern brut în prima jumătate a anului trecut arată spre o creștere de 4,6%, comparativ cu una de 1,8% în perioada similară a anului trecut. Oficialii de la Moscova subliniază că această creștere se datorează investițiilor puternice de capital, inclusiv în sectorul privat, care în al doilea trimestru al acestui an au crescut cu 8,3% în ritm anual, până la 8.440 miliarde de ruble, adică 92 miliarde de dolari, după o creștere de 14,5% în primul trimestru. Cităm, date fiind aceste rezultate ridicate în prima jumătate a anului, ne așteptăm la cifre mai mari pentru întregul an 2024 decât am prognozat inițial, în perspectivele economice publicate în luna aprilie, a declarat adjunctului ministrului rus al economiei Polina Kruchkova. Datele sugerează că economia Rusiei rezistă în pofida sancțiunilor economice occidentale și problemelor cu plățile internaționale pe care le întâmpină în relația cu marii parteneri comerciali, cum este China, care au dus la o scădere cu 9% a importurilor totale în prima jumătate a anului. Da, domnule general, este destul de amuzant această raportare a Rusiei, dar nu puteam să o trecem cu vederea. Vorbesc de o creștere de investiții de capital de 92 de miliarde de dolari în economia Rusiei. Probabil că asta este suma în sectorul privat. Probabil că asta este suma pe care guvernul Rusiei l-a distribuit în ceea ce privește industria militară, mașinăria de război. Nu chiar exact. FMI-ul a făcut cercetări și a ajuns și el la 3,2 creștere. Economia Rusiei s-a mutat în regimul economiei de război. Războiul și efortul de război practic au amplificat rolul statului în economia rusă, rolul armatei și a achizițiilor militare care le fac din economie. Rusia are nevoie disperată de muncitori. Are trei zone în care are nevoie. Are nevoie în producția de armament, are nevoie în sectorul civil și are nevoie la armată. Deci, practic, de militari. Și este o mare concurență pe piața muncii. După invazie, Rusia a crescut nivelul producției militare. Cercul susținătorilor ruși în acest domeniu al producției militare rămâne similar. Și aici avem China, care este cel mai mare furnizor de microchipuri pentru Rusia. Înțeleg că acum fac o paranteză. Există o firmă japoneză care se ocupă cu verificarea echipamentelor produse în China și a constatat că telefoanele lor au chipuri care merg până la 5 nano. Deci pe 100 deci merg până la 5 nano. Sunt de fapt chipurile care sunt cele mai evoluate la ora actuală în Occident și sunt cele care sunt produse de Taiwan. Deci din punct de vedere tehnologic chinezii au reușit să depășească această barieră a micșorării suprafeței pe care pun în fapt tranzistoarele. Sunt niște tranzistoare puse pe bucăți de siliciu. Important e cât de mic de tranzistoare pui, cât poți să reduci circuitul pe de care ai nevoie pe un astfel de... De asemenea, o chestie importantă, rubla a devenit principala monedă pentru tranzacțiile internaționale ale Rusiei. Și acum aș vrea să haideți să ne uităm puțin. Creșterea acestei industrii militare a Rusiei este determinată de anumit factor. Pe termen scurt, bineînțeles, eu nu cred că această creștere va dura foarte mult. În primul rând, sunt tendințele demografice negative pe termen lung ale Rusiei, exacerbate de război și duc lipsă de forță de muncă calificată. Doi, salariile ridicate și protecția împotriva mobilizării sunt soluții pe termen scurt pentru a atrage lucrători și agravează deficitul de forță de muncă în alte sectoare. Deci asta e pentru sectorul industriei de apărare. De asemenea, dezvoltarea industrială este constrânsă de dependența Rusiei de tehnologia străină, iar noile sancțiuni, al
patrulea rând, necesită să schimbe schemele de achiziții. Și aici am să intru într-o singură chestie și cu asta o să închid. Serviciile ruse de informații, precum SVR-ul, direcția principală a statului major general al forțelor GRU, Serviciul Federal, FSB-ul, sunt implicate în organizarea importului de bunuri și echipamente sancționate în Rusia. Companiile care operează în industriile strategice ale Rusiei cooperează cu serviciile de informații și le oferă lista de cumpărături care conțin echipamente occidentale de înaltă tehnologie sau componente pe care serviciile de informații ruse ar trebui să le achiziționeze. Achiziția de echipamente și componente sancționate este organizată de informații, de ofițerii de informații ruși sub acoperire diplomatică sau de cetățenii ruși și occidentali care cooperează cu informațiile rusești. Este foarte important acest lucru. Serviciile ruse de informații caută și exploatează în mod constant lacune în procedurile de control al sancțiunilor, precum și organizează aceste achiziții din țări. Industriile strategice rusești se vor confrunta și se confruntă cu diferite dificultăți pe termen scurt ca urmare a sancțiunilor. Prin urmare, este probabil ca serviciile de informații să-și intensifice aceste eforturi. Nici România nu e scutită de așa ceva. Pot fi firme paravan prin care se aduc echipamente și componente din afară și care apoi se livrează în Rusia pe canale pe care nu reușesc autoritățile să le controleze. Domnule Sorin Zaharia, să revenim la cifrele astea pe care le tot raportează Rusia. Rusia are talentul ăsta, aș putea spune că e proverbial de când are forma asta de Uniune Sovietică. Nu știu cum era înainte, că nu m-a plecat foarte tare, dar de când și cât am învățat și am citit eu despre Uniunea Sovietică, raportarea corectă este ceva iluzoriu. Adică la ei este o chestiune. Dacă întărește FMI această creștere economică, înseamnă că există unde de subt și au făcut un mecanism, iată, din industria de apărare, din ce au reușit să facă, au adus pe acest Belousov, l-au adus la Ministerul Apărării, la Ministerul Economiei. Se pare că a fost o mișcare inteligentă, așa, dacă stăm să ne uităm și la aceste chestiuni. O creștere economică bazată doar pe industria de armament, iar acel armament produs este destinat doar uzului intern, nu este creștere economică. Și o să vă dau un exemplu clasic din istorie. Hitler, în al doilea război mondial, când a început deja al doilea război mondial... Adică vreți să spuneți că această creștere economică e doar un foc de paie? Da, permiteți-mi să merg până la capăt cu raționamentul. Hitler, în al doilea război mondial, a avut o creștere economică fantastică. Nu numai că a pus capăt crizei prin anilor 30, ci a avut și o, repet, creștere economică de peste 10-15% anual. Dar totul era pentru consumul intern. Pentru consumul intern în ce sens? Pentru consumul propriei armate. Nu pentru export. Ca urmare, devize nu intrau în țară. Așa se întâmplă acum și în cazul Rusiei. Da, există o creștere economică fantastică pentru că este necesară pentru a susține războiul din Ucraina. Dar acești 3,5 raportați de institutele de statistică din Rusia sau 3,2 spuse de FMI nu se oglindesc în bunăstarea poporului rus. Nu se oglindesc în păi crearea cum, a de... Păi cum, șomajul, nu vedeți? Da, și de timpul lui Hitler nu numai că scăzuse... șomajul. Nu numai că scăzuse șomajul, au adus muncitori din Franța și din alte țări ocupate pe care pe mulți dintre ei nici măcar nu-i plăteau, erau la muncă forțată. La fel se întâmplă acum și în Federația Rusă. Au scăzut importurile cu China, da. 9%. Da, au scăzut importurile, dar scăderea importurilor nu înseamnă neapărat și o creștere a bunăstării. Cetățeanul de rând are nevoie de mai multe lucruri. Haideți să ne uităm la o altă țară care are
importuri aproape zero. Coreea de Nord, vi se pare cumva că cetățenii de acolo trăiesc mult mai bine? Mergem la un alt stat care a beneficiat, între ghilimele, desigur, de un embargo. E vorba de Iran. Vi s-a părut cumva că cetățenii de acolo trăiesc mai bine, mult mai bine? Domnule Zaharia, fără niciun fel de griji. N-au problemă ce beau astăzi, Pepsi sau Coca-Cola. N-au probleme, mă încalți cu Nike sau cu Adidas. N-au dileme de genul ăsta. Ba da, au și dileme. Mănâncă astăzi sau nu mănâncă astăzi? Pentru că este una dintre marile dileme în Coreea de Nord, de exemplu. Asta e un raționament. Este un raționament și el, normal. Acestea sunt problemele. Problema este, mă duc la film astăzi pentru că așa mi-a ordonat iubitul conducător, sau stau acasă și va trebui să dau 2 săptămâni de explicații scrise de ce nu m-am dus la film. Astea sunt marile dileme ale cetățeanului. Vedeți că în asta cu iubitul conducător ne despărțim, intrați într-o zonă de diversitate și ne despărțim în această chestiune cu iubitul conducător. E o problemă pe care o spune de occidentale. Dacă mai voie, deci am două probleme. Rusia cheltuiește foarte mulți bani pentru fiecare atac cu rachete și drone. De exemplu, la ultimul atac au cheltuit 1,3 miliarde de dolari. De ce? Pentru că au dat 127, numai forțele aeriene ucrainene spun că au detectat 127 de rachete și 109 vehicule aeriene fără pilot. De asemenea, a lansat 77 de rachete KH-1, 101, care este care are un cost estimat între 10 și 13 milioane de dolari. Este acea numită rachetă invizibilă Kinjal. Asta ce face în economie? Duce la o creștere mare a inflației, care a atins 9,1% în iulie. 2. Nu există, ca să înțelegeți noua realitate a lui Putin, e foarte important, nu numai războiul din Ucraina, dar și realitatea lui Putin de acasă, de la el. A apărut un model economic deosebit, în care bărbatul rus valorează mai mult pentru familia sa când nu mai este în viață, decât când este în viață. Dacă un bărbat decide să meargă la război și moare între 30 și 35 de ani, timp în care de obicei este productiv, moartea lui ar putea aduce un beneficiu familiei. Înrolându-se în armată, el câștigă de 10 ori salariul minim. Și mai presus de toate, dă dreptul rudelor ca după moarte să aibă o recompensă cunoscută sub numele, nu știu, n-am făcut rusă, grobovie, așa am scris aici, care înseamnă 11 milioane de ruble. 11 milioane de ruble, tradus la cursul de astăzi, este în jur de 110.000 de euro, în funcție de regiune. Noi, vă dați seama, 110.000 de euro în Rusia, unde ai câteva ruble, deci moartea este un rezultat probabil pe frontul din Donbas, unde, după statisticile pe care le prezintă unele firme care fac aceste lucruri, mor în jur de 1000 de soldați în fiecare zi. Gândiți-vă, problema este că trebuie să fie identificați și trimiși în Rusia, că altfel aceste compensații nu se plătesc. Asta este realitatea. Mulți nu sunt găsiți, nu sunt recunoscuți, nu sunt trimiși în Rusia. De-aia rușii lasă oamenii pe teritoriile de unde se duc operații militare și nu îi adună, cum fac americanii și occidentalii în general. Asta este noua realitate a lui Putin. Moartea! Da, mai este o realitate a lui Putin. Putin încearcă să umple acest gol demografic care va fi după război prin răpirea copiilor ucrainieni, practic. Același lucru, dacă vă aduceți aminte, l-au făcut și nemții lui Hitler, SS-ul, în al doilea război mondial, atât în Polonia cât și în Cehia. Deci, o selecție extraordinară. Exact. Deci regimul Putin nu este diferit de regimul lui Hitler. Asta trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna. Așa este. Așa este. Ai dreptate, Sorin. Nu este nicio diferență. Și ne aflăm pe spirala aia în care se spune că ne aflăm în aceeași situație, dar pe alt nivel valoric. A fost a unui filozof român, nu mi-aduc aminte, Cornea sau cumva.
a fost cel care a spus chestia asta. Cinic, trist, dar adevărat ce ați enunțat în ultimele două minute, dragi invitați. Haideți să vedem o altă perspectivă îngrijorătoare, aș spune eu, despre deschiderea unui nou front. Putin și cei care îl sfătuiesc pare să se uită puțin cu jind, așa, și către țările baltice ale NATO, în intenția de a deschide puțin un conflict cu NATO. Chiar pun rămășac că NATO nu s-ar băga să verse sânge, occidentalii nu vor vărsa sânge pentru un finlandez sau un estonian. Haideți să vedem un scurt material. Blocat în Donbas, umilit de incursiunea transfrontalieră a Ucrainei în regiunea Kursk, omul forte al Rusiei se confruntă cu cea mai clară amenințare la adresa autorității sale de la revolta eșuată a mercenarilor Wagner de anul trecut. Și cu spatele la zid, Putin este și mai periculos, potrivit criticilor săi care spun că are mentalitatea unui bătăuș de stradă. Teama este că bătăușul de la Moscova ar putea să-și dubleze pariul pe Ucraina, deschizând un război pe un alt front, înfruntând NATO în statele baltice, scrie Ana Nemțova în The Daily Beast. Curând, accentul s-a mutat de la Ucraina la cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, și s-a discutat despre care ar trebui să fie atacată prima și de câte trupe ar fi nevoie pentru a face acest lucru. Cele trei foste republici sovietice sunt membre NATO din 2004, dar Putin și aliații săi nu cred că vreo putere occidentală ar fi dispusă să verse sânge în apărarea lor. Ei consideră că aceasta este veriga cea mai slabă a NATO. Dacă se apropie al treilea război mondial, aici ar putea începe. Cităm, este puțin probabil ca aliații Estoniei să-i sară în apărare mai rapid decât după două zile, a sugerat popularul canal neoficial Bizonțov cu privire la un potențial atac din orașul Port Rusesc Kaliningrad din Marea Baltică. Moscow Times a relatat că elitele rusești se pregătesc pentru cel de-al treilea război mondial, discutând despre modul în care acesta se va încheia. Pentru unii occidentali, discuția despre un al treilea război mondial care să opună Rusia și NATO este fantezistă. Puterea militară a NATO, în termen de număr de tancuri, avioane și artilerie, este de cel puțin 4 ori mai mare decât cea a Rusia, sublinează ei. Bugetul militar aliat este de 5 ori mai mare, iar generalii ruși se lăudau înainte de invazia din februarie 2022 că pot cuceri Kievul în 2 zile, pentru ca 2 ani mai târziu să se trezească împotmoliți într-un conflict interminabil care a costat sute de mii de vieți. Da, n-au cucerut Kievul în 2 zile, dar încă fac strategii, încă își calculează șansele de a provoca Occidentul. În varianta asta de Putin, un bătăuș de stradă care merge până la capăt, domnule general Grumaz, cât de plauzibil este acest scenariu în care Estonia, Letonia și Lituania să fie atacate de Rusia, concomitent cu o închidere a ochilor de către Occident în privința articolului 5 din tratatul NATO, care înțelegem că zice că statele NATO ar trebui să apere orice țară membră NATO care este atacată? Dacă este posibil, dar aplicarea articolului 5 este sigură. Putin niciodată n-a considerat că țările baltice sunt state independente, le-a considerat și le consideră provincii ale fostului URSS, recte ale Rusiei de astăzi. Acolo se întâmplă multe lucruri ciudate în zona aia și unul dintre ele este faptul că potrivit unui proiect de decret din 21 mai anul curent, publicat pe site-ul guvernului rus, Kremlinul a luat măsuri unilaterale pentru modificarea graniței maritime cu Lituania și Finlanda în Marea Baltică. Atenție, foarte grav lucrul ăsta. Eu înțeleg că rușii au baze de submarine nucleare și că zona aia este extrem, e critică pentru ei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să modifici la ora actuală granițele. Rusia intenționează să-și însușească apele maritime interioare în partea de est a Golfului Finlandei și pe cele din apropierea de regiunea Kaliningrad. Interesant. Și asta nu intră sub incidența tratatului NATO? Adică trebuie să intre pe pământ sau cum? Nu, e modificată granița care e dusă pe mare. Este
Rusia își propune să modifice coordonatele geografice care stabilesc lățimea mării teritoriale rusești și zona de apropiere, din apropierea litoralului, unor insule din nord, acolo sunt o serie de insule, Vigrun, Gotland, mă rog, precum și a capului nord, de pe râul Narva, lângă granița de stat cu Finlanda. Toate lucrurile astea sunt extrem de critice și vreau să vă spun că dau un semnal de alarmă. Gândiți-vă că mâine sau poimâine Rusia ocupă Odessa și este la gurile Dunării. Se va întâmpla același lucru și cu noi și cu gurile Dunării. Deci este o lecție pe care noi trebuie să o învățăm de modul cum ori vor rezolva Finlanda și țările baltice această nouă provocare pe care Rusia o duce în zona respectivă. Deci, ca să încheiem, articolul 5 se va aplica pentru țările baltice, vor acționa în zona aia de acolo, acolo comanda este la nemți, germanii sunt cei care comandă forța din nord în țările baltice. Domnule Sorin Zaharia, iată, avem această amenințare care se pune la cale în laboratoarele Kremlinului. Nu știm cât de plauzibilă este, dar să luăm de bun ceea ce spune doamna Nemțova. E posibilă scenarita asta sau din nou mergem pe o pistă falsă? Este posibil acest lucru, dar dacă se va întâmpla aceasta, Putin va avea o surpriză mult mai mare decât a avut-o în Ucraina. De ce spun că este posibil? Pentru că Putin trebuie să iasă într-un fel din ceea ce s-a băgat în Ucraina. Și pentru a ieși va încerca orice, inclusiv eventualul atac asupra unui stat NATO. De ce se gândesc la Baltice? Este foarte simplu, pentru că minoritatea rusă din țările Baltice este foarte, foarte, foarte mare. Dar rușii uită un lucru. Ceea ce spunea domnul general, faptul că încearcă să modifice niște granițe, în special cu Finlanda, rușilor ar trebui să le aducă aminte de al doilea război mondial, atunci când au încercat să ocupe Finlanda în războiul de iarnă, trupele finlandeze, așa cum erau ele, slab pregătite, slab dotate, cum doriți dumneavoastră, au reușit să înfrângă într-o primă fază trupele rusești. Să nu uite de asemenea rușii faptul că în țările baltice sunt cantonate trupe americane, trupe britanice, trupe germane, inclusiv franceze și olandeze, care vor reacționa la orice atac asupra țărilor baltice. Gândiți-vă că lucrul, uciderea sau nimicirea unor unități ale acestor țări, chiar dacă nu ar dori, țările NATO vor trebui să reacționeze. Pentru că sunt proprii lor soldați acolo, proprii lor militari. Ca urmare, repet, este posibil, dar pentru Putin surprizele vor fi mult, mult mai mari decât cele pe care le-a avut în Ucraina, pe care a spus că în două zile o cucerește. Uitați că încă n-au trecut cele două zile. O altă provocare despre care aș vrea să vorbim este legată de Georgia. Iată, Georgia are momentan o conducere care a deschis larg porțile negocierilor cu Uniunea Europeană, dar, din păcate, este cumva în aceeași situație. Este considerată de Rusia provincie rusească și nu prea cred că sunt șanse în momentul de față pentru ca Georgia să intre în negocieri nici cu NATO, nici cu Uniunea Europeană. Haideți să vedem un pic care este situația acolo și să încercăm să discutăm despre importanța Georgiei și relațiile sale, mai ales Georgia fiind la Marea Neagră un pion destul de important pentru zona asta a Mării Negre. Viitoarele alegeri parlamentare reprezintă o alegere între Europa și Rusia, a declarat cu curaj președinta Georgiei, Salome Zurabishvili. Declarația a fost dată după ce a semnat un decret prin care a anunțat că 26 octombrie va fi ziua organizării alegerilor parlamentare.
Ea a spus că georgienii vor trebui să aleagă totodată între război și pace. Cităm: vine ziua deciziei, ziua alegerii, ziua supraviețuirii, a spus Zurabishvili. Ea a spus că alegerile vor fi capitale pentru fosta Republică Sovietică și vor defini destinul țării pentru mulți ani de acum înainte. Nimeni în Georgia nu vrea un război și nimeni nu-l plănuiește. Alegerea va fi între a fi sclavul Rusiei sau a coopera cu Europa, a mai spus Zurabishvili. În ciuda aspirației de lungă durată a Georgiei de a adera la NATO și Uniunea Europeană, relația guvernului cu Occidentul a scăzut în ultimii ani pe fondul virajului făcut de Tbilisi către Rusia. Bruxelles a întrerupt negocierile de aderare la Uniune, iar Statele Unite au făcut o evaluare cuprinzătoare a relațiilor cu Georgia în legătura cu controversata legea agenților străini. Legea a fost adoptată recent de guvernul georgian, condus de partidul Visul Georgian al fostului premier, miliardarul Bitsina Ivashvili, și a declarat proteste masive de stradă. Da, domnule general, o situație cumva așa asemănătoare, bine, nu chiar identică pentru că au o poziționare geografică diferită, dar e cumva asemănătoare situația cu Moldova, unde avem pe doamna Maia Sandu, favorabilă Uniunii Europene, deschisă către Uniunea Europeană, o avem aici pe doamna președintă deschisă la fel pentru Uniunea Europeană, până la urmă se fac jocuri nevăzute înspre influențarea populației într-un vot, așa zis, democratic. Ați fost în Georgia? Eu am fost. Am fost într-o perioadă când președinte era Shevardnadze. Și am fost să discut, m-a pus Babiuc intenționat, mai venisem din Statele Unite, m-a pus, n-am vrut să merg, am vrut să pun piciorul în gips, ca la Revoluție Stănculescu. N-am vrut să merg. M-a trimis să discut probleme tehnice cu georgienii care își încercau să-și modernizeze armata la vremea respectivă. Era ciudat, Georgia, la vremea aceea, comandamentul rus era lângă Ministerul Apărării al Georgiei. Îi despărțea un gard și două culoare de 3 metri. Foarte greu să stabilesc, am reușit până la urmă să stabilesc o legătură și le-am făcut un, hai să zicem, un cadou georgienilor la vremea respectivă. Au o țară foarte frumoasă, dar și atunci eram încinată de convulsii. Alegerile parlamentare de astăzi vin într-un context de polarizare politică semnificativă. Particularitatea acestor alegeri este faptul că Georgia e foarte, din punct de vedere politic, e foarte fragmentată. Sunt peste 15 partide politice. Este un fel de România anilor 90. Peste 15 partide politice reprezentate în Parlament doar pe 150 de locuri. Gândiți-vă, 15 partide pe 150 de locuri, cu multe acuzații reciproce, insulte, rivalități personale și chiar bătăi. Ați văzut în reportajele transmise din Parlamentul. Eu zic că la ora actuală Georgia Dream, partidul multimilionarului Ivashvili, care s-a întors recent din culise, el a renunțat în 2020 la toate pozițiile în partid, s-a reîntors acum în aceasta, va influența foarte mult. El spune că s-a întors să-și reunifice partidul. Dar nu e adevărat, s-a întors pentru că are ordin de la Moscova să regrupeze oamenii în jurul standardului moscovit, deci să îndrepte Georgia nu spre Uniunea Europeană, ci spre Rusia. Și vă spun un lucru pe care l-am învățat în anii 96, când eram la Universitatea Națională de Apărare. Există două direcții strategice pe care Occidentul le urmărește. Una este cea a Bruxellesului, care se îndreaptă spre Kiev, de unde vedeți efervescența aceasta a lui von der Leyen de a aduce Ucraina în Uniunea Europeană. Asta este direcția strategică europeană și există direcția strategică americană care se oprește la Tbilisi și care pleacă de la Washington, merge spre zona asta de Caucaz. Deci avem două direcții strategice importante.
în Occident. La ora actuală, aceasta este direcția strategică pe care americanii o doresc cât mai aproape de Occident și își doresc o Georgie occidentală. Din această cauză au făcut și eforturi cu antrenarea și eforturi cu dotarea, pentru că flota georgiană este dotată de americani cu nave de Coast Guard, deci de gardă de coastă. Deci au făcut aceste eforturi pentru asta. Problema este... Din păcate am intrat într-un scurt friz. Sunteți alături de noi, domnule general, pentru a vă continua ideea. Ne auziți? Da, vă aud, dar nu știu ce se întâmplă. Internetul ăsta nu are... Rușii. Că mi se blochează transmisia când vorbesc de ruși. Nu știu ce se întâmplă. Da. Deci ei sunt foarte aproape de ruși și au cele două teritorii nerecunoscute de mine, Abhazia și Oseția. Într-una, în Abhazia, și-au dus și au mutat sculele navale din zona Crimeei ca să nu mai fie atacate de ucrainieni. În zona cealaltă controlează traseele de gaze care vin spre Georgia din Caucaz. Deci, Georgia este într-o situație extrem de delicată. Mă bucur că ai ales subiectul ăsta, pentru că, într-adevăr, parlamentarele lor vor decide direcția în care Georgia o va lua. Eu sper să o ia către Uniunea Europeană, să o ia către Occident. Ați punctat foarte bine cu interesele Uniunii Europene și interesele Statelor Unite ale Americii. Cred că Statele Unite ale Americii se duc și mai departe de Georgia, chiar spre Yerevan și spre Baku, până la Marea Caspică, dacă ne uităm puțin așa la ce interese au și unde vor să se poziționeze. Astea sunt două direcții strategice clare, nu de acum, vin de după războiul rece imediat. Asta este. Și o să urmăriți evenimentele de-a lungul timpului. Astea, pe astea două direcții se vor desfășura. Da. Domnule Sorin Zaharia, cât de importante sunt alegerile astea din Georgia pentru toată configurația asta despre care tot vorbim noi la Marea Neagră? Pentru că dacă ne uităm așa puțin pe hartă și cu Georgia subjugată Rusiei total, și cu, iată, zona asta de Simferopol, Odessa, toată rusească, practic mai rămâne puțin să ajungă rușii la gurile Dunării și iată cum s-a făcut 50-50 Marea Neagră între Turcia, România, Bulgaria și Rusia, că nu mai rămâne nimic la Marea Neagră. E destul de complicat pentru a înțelege situația din Georgia, chiar și eu care cunosc cât de cât zona, a trebuit aseară și astăzi să discut cu prietenii mei georgieni. Și ei au stat și mi-au explicat mai multe lucruri. În primul rând, problema pe care a și remarcat-o domnul general, faptul că sunt foarte multe partide în Parlamentul georgian, este rezultatul absenței unui prag electoral. Adică oricine obține voturi, dacă are suficiente pentru a avea un reprezentat în Parlament, îl are. Nu există ca la noi acel prag de 5%. Din cauza asta este atât de divizată această scenă politică georgiană. Principalele partide care domină scena politică georgiană sunt Visul Georgian, despre care ați vorbit puțin mai devreme, care aparține multimiliardarului Ivanishvili, cu o avere estimată undeva la 7 miliarde de dolari americani, și Mișcarea Națională Unită, care la ultimele alegeri a obținut 27,2%. În timp ce Visul Georgian a obținut 48,2%, cu alte partide care i s-au alăturat, au putut să facă lejer o majoritate. Totuși, Visul Georgian nu este o
entitate, un partid unit. Este o alianță de partide. În cadrul visului georgian găsești și partide pro-europene, și partide pro-NATO, și partide anti-NATO, și partide filoruse, și partide de orice nuanță doriți dumneavoastră. Toate rezultate, ca să spunem așa, în urma acelei revoluții roz care a avut loc în Georgia, în urma căreia partidele conduse sau de sorginte, haide să spunem, sovietică, au fost eliminate de pe scena politică. Acest vis georgian, inițial, toată campania lui din 2020 a fost una pro-europeană, pro-NATO. Între timp, ajungând la putere, ajungând și dând de foarte mulți bani, încearcă să își conserve această putere. Iar această putere este încurajată să fie păstrată și toate aceste excese de către cel care finanțează, domnul Ivanișvili. Domnul Ivanișvili, care este prieten bun cu Vitali Malkin, unul dintre bancherii ruși, împreună cu care domnia sa a făcut Roski Credit, una dintre cele mai mari trei bănci ale Rusiei până în 1998, când a avut loc primul crah în Rusia, prima criză financiară în Rusia. În continuare, domnul Ivanișvili este prieten cu acest Malkin, care este un apropiat al cercurilor politice de la Kremlin. Mai mult decât atât, domnul Malkin l-a susținut pe unul dintre, haideți să spunem, prietenii noștri, domnul general Lebed, cel care tuna și fulgera împotriva României. Deci vă dați seama că domnul Malkin, prietenul domnului Ivanișvili, nu va încerca să îndrepte partidul ăsta spre Europa, spre NATO. Din acest motiv, acum, acest partid este creditat cu sub 30%, chiar mult sub 30%. În fiecare zi au loc manifestații împotriva sa, mai, de dimensiuni mai mari sau mai mici, dar au loc tot timpul demonstrații împotriva sa. Mai mult decât atât, armata georgiană este într-o situație de surescitare, întrucât nu dorește să se alăture ideii proruse sau unei apartenențe ruse în condițiile în care ea în 2008 a luptat împotriva rușilor. De altfel, legiunea georgiană o vedem prezentă și în Ucraina, lupta alături de ucrainieni împotriva Rusiei. Invazia din Kursk, din regiunea Kursk, alături de trupele ucrainiene, a fost și această legiune georgiană. Dacă ați fost atent, foarte multe fotografii, în foarte multe fotografii din invazia din Kursk, alături de steagul Ucrainei, apare steagul Georgiei. Da, e și legiunea rusă. Au și o legiune de voluntari ruși acolo. Da, dar vedeți, legiunea georgiană este foarte, foarte numeroasă. Este cea mai numeroasă dintre toate celelalte legiuni străine. E greu să fugi din Rusia, să te alături voluntarilor legiunii care luptă împotriva. Vă pot povesti un singur lucru. În 2022, cum a izbucnit războiul din Ucraina, la una dintre centrele de refugiați m-am trezit cu 8 georgieni care mă întrebau insistent cât de repede poate să ajungă în Ucraina să lupte împotriva rușilor, pentru că nu vreau să se termine războiul înainte de a apuca și ei să lupte. Așa sentimentele... este. Eu spun că am cunoscut foarte mulți militari georgieni care au făcut studiile în Statele Unite și care nici pe departe nu vor să se... Ei i-au scos pe ruși, au scos comandamentul rus, da, din Tbilisi și au desființat comandamentul ăla care era... Dom'le, aveai comandamentul, aveai Ministerul Apărării și peste drum, la 10 metri, era comandamentul rus. Te doare mintea. Adică eu a trebuit să iau pe șeful înzestrării armatei georgiene, pentru că atunci eram la înzestrare, să ies cu el pe hol, să stăm de vorbă. Să stăm de vorbă pe ce? Pe hârtii. Că ăla nu vorbea decât georgiana. Nu era, nu vorbea
engleză, nu vorbea franceză, nu vorbea germană, nu vorbea nimic. Doar rusă. Îi desenam, echipamentul, el zicea, da, bine, e ok, suntem de acord, așa ne-am înțeles. Adică e o lume, vreau să spun că am fost impresionat pe cât de frumoasă țară au. Am văzut blocurile din Tbilisi lovite de proiectilele rusești. Uh-huh. Cu găurinele. Așa le-au lăsat. N-au făcut absolut nimic. Bisericile ortodoxe vopsite înăuntru cu alb, date cu var ca să acopere icoanele. Făcute de ruși. Da, băi, da, da. Adică te înfioară. Am intrat într-o așa și am zis, Doamne, dar noi suntem ortodoxi, voi n-aveți icoane? Păi ce le-au acoperit rușii cu var? În opinia mea, acest vis georgian la următoarele alegeri nu va obține mai mult de 20%, pentru că peste 80% din populația Georgiei... Mi-a plăcut ce ai spus. Te-am ascultat cu mare atenție. Și pentru mine, eu nu am foarte multe cunoștințe asupra Georgiei decât cât am schimbat cu militarii georgieni. Dar mi-a plăcut foarte mult cum ai spus din punct de vedere politic, foarte interesant. Da, foarte. N-am auzit nicăieri chestia asta până astăzi. Georgienii sunt, practic, dacă vreți, antiruși, pentru că în timpul Uniunii Sovietice, este lucru pe care îl povesteau prietenii mei georgieni, cele mai mari bande de criminali din Uniunea Sovietică aparțineau georgienilor. Ori georgienii nu s-au împăcat cu ideea racheților care le-au luat locul. Asta e un alt aspect. Deci, inclusiv lumea interlopă nu este de acord cu cu visul, partidul Visul Georgian. De asemenea, uităm cu toții faptul că numele de Georgia provine din persană unde se chema Gorgan. Gorgan înseamnă țara lupilor în persana veche. Da. Deci ăștia sunt georgienii, sunt niște luptători și nu o să-i, să-i lase. Uite-te la ruibiștii georgieni, da. Mai au puțin și intră în elita mondială. Or să intre cât de curând. Uitați-vă ce au făcut, dacă vreți, la echipa de fotbal a Georgiei. Da, Georgia. Care nu conta la fotbal. Pe mine m-a impresionat, eu sunt un fan al ruibiului, nu un practicant, ci unul care m-am uitat când eram copil și am dat mâna cu penciu. Da. Pe stadionul Republicii. Am o mare admirație față de ruibiști. Erau și sunt, nu știu mai, mai știu cum sunt acum, atunci erau numai intelectuali în aceste echipe, ingineri, doctori, profesori. Nu erau de ăștia veniți cu sapa, cu mai știu eu cu ce. N-am nicio problemă cu ei. Dar asta era o chestie de stil, de emblemă, că ești inginer și joci. La fel ca la americani. Dacă te uiți în CV-urile secretarilor de stat ai apărării, o să vezi că toți au jucat în colegii fotbal american. Nu este unul care să nu fi jucat fotbal. Băi, n-ai ce să cauți într-o funcție dacă n-ai făcut ceva sport la viața ta. Nu de asta de tras la păcănele. Da. Da, haideți să vorbim puțin și despre telegramul ăsta, pentru că, iată, epopea asta nu se oprește aici. Și aflăm niște lucruri interesante care merg dincolo de Pavel Durov. Ajungem la alte rețele sociale care sunt miezul problemei, de fapt, în Europa și nu numai, privind traficul de persoane, privind traficul de droguri, privind traficul de armament și multe alte acțiuni care țin de criminalitate cu efecte în viața reală, chiar dacă este doar o criminalitate cibernetică. Ancheta privindu-l pe șeful Telegram, Pavel Durov, a fost începută de o mică unitate de criminalitate cibernetică din cadrul parchetului din Paris, condusă de Joanna Bruce, în vârstă de 38 de ani. Arestarea lui Durov, în vârstă de 39 de ani, pe 24 august, marchează o schimbare semnificativă a modului în care unele țări vor trata pe șefii din domeniul tehnologiei, care sunt reticenți în a controla conținutul ilegal de pe platformele lor.
Arestarea a semnalat de asemenea ambiția unității de criminalitate cibernetică J3, dar adevăratul test al ambițiilor va fi dacă Bruce se va alege cu o condamnare bazată pe un argument juridic în mare parte netestat, au spus avocații. Într-o mișcare fără precedent împotriva unui CEO important în domeniul tehnologiei, procurorii au susținut că Durov poartă întreaga responsabilitate pentru presupusa ilegalitate pe platforma sa, punându-l sub investigație oficială pentru acuzații de crimă organizată. El este suspectat de complicitate la conducerea unei platforme online care permite postarea de imagini cu abuz sexual asupra copiilor, trafic de droguri și fraudă. Avocatul lui Durov a spus pe 29 august că este absurd să fie considerat responsabil și că aplicația respectă legile europene, reluând o declarație anterioară. A fi plasat sub investigație oficială în Franța nu implică vinovăție și nu duce neapărat la proces, dar indică faptul că judecătorii consideră că există suficiente probe pentru a continua ancheta. Investigațiile pot dura ani înainte ca cel anchetat să fie trimis în judecată sau abandonat. Durov este eliberat acum pe cauțiune, dar nu poate părăsi Franța. J3, unitatea condusă de Bruce, a început să-l investigheze pe Durov la începutul acestui an, după ce a văzut că aplicația sa a fost folosită pentru nenumărate presupuse infracțiuni și a devenit frustrată de lipsa aproape totală de răspuns din partea Telegram la cererile judiciare trimise, a declarat procurorul Paris Lorbeco pe 28 august. În această chestiune aflăm despre această unitate că investighează mai multe platforme din astea de mesagerie și sociale, printre care și Discord, unde, iată, fiecare își poate face un server și poate să tranzacționeze tot felul de lucruri acolo. Există Dark Web, avem acel browser Tor, se numește. Există tot felul de astfel de platforme necontrolate. Această instituție din Franța și-a propus cu, iată, un personal tânăr, 30-38 de ani, să încerce să dea de furcă aceștor criminali care și-au făcut conturi și își tranzacționează pe nevăzute produsele ilicite pe aceste platforme. Domnule general, este posibil ca în aceste vremuri, pare așa cumva că autoritățile au pierdut startul în lupta asta cu criminalitatea care își face de cap în zona cibernetică? Deci, formularea corectă este au pierdut temporar acest control. Mossad-ul spunea acum ceva timp că Telegram a devenit un depozit de informații critice relevante pentru securitatea națională a multor țări. După opinia mea, acest Durov este un produs al serviciilor de spionaj rus. El a fost, s-a născut la Torino din doi părinți, maică sa profesoară, pare mi se știa sau la fel profesor în Italia. Păi cine pleca în vremea sovieticilor în afară? Cine pleca în vremea lui Ceaușescu în afară? Ca să, nu ca să se plimbe, ci ca să profeseze o meserie. Deci părinții lui erau cumva conectați de serviciile secrete. El conectat, bineînțeles, din familie de serviciile secrete rusești. El a fost, nu știu dacă nu s-a vorbit. Prima dată, el este luat în observare în 2013 de americani. După care, în 2017, urmează operațiunea Purple Music. Este o operațiune derulată cu un an înainte ca Durov să ia masa cu Macron. Și aici o întreagă istorie, că a luat de mai multe ori masa. Se pare că n-a luat decât de două ori, informațiile fiind, bineînțeles, clasificate masa cu... Macron are o feblețe pentru industria IT. El a luat de nenumărate ori masa cu Elon Musk și cu ăsta de la Facebook. Zuckerberg, exact. Deci, această operațiune a lui Purple Music, au vrut să-i... i-au subtilizat telefonul și l-au downloadat conținutul acestuia. Și ea s-a produs în Emiratele Arabe Unite, unde a fost o combinație între serviciile secrete franceze și cele din Emiratele Arabe Unite, care
la ora actuală, încearcă să-l apere pe Durov, considerându-l cetățean din Emirate, deși în Emirate legea nu-ți dă dreptul la cetățenie dublă. Durov are cetățenie dublă și franceză și din Emirate, obținută în 2021. Cine îl investighează acum este J3, Junalco. Deci e un o unitate cibernetică care îl investighează pe... El a facilitat prin Telegram o grămadă de lucruri pentru de activități pentru ISIS de-a lungul timpului. Asta a fost și ideea pentru care Purple Music a fost derulată. Chestiunea este că astăzi, în ziua de astăzi, vedeți, Telegram era singura la care nu existau cheile pentru decriptarea mesajelor. Asta se încearcă, de fapt, preluarea acestor chei. WhatsApp-ul, pe care nu ți-l folosim și care spunem că e senzațional encriptat, are deja cheia găsită de Cell Phone Group Impex, care este o companie izraeliană. Sau dacă vorbim de telefoane, vorbim de Pegasus, care este un soft liniștit, foarte sofisticat, care preia de la distanță controlul propriului telefon și poate să obțină pe telefon tot ceea ce își dorește, inclusiv să vadă ceea ce vede telefonul, să asculte ceea ce ascultă telefonul. Deci este, asta este altă companie izraeliană, NSO Group, care a produs acest soft. Deci, în lumea de astăzi, de-aia am spus, controlul este, lipsa controlului e numai temporară. Probabil că și Telegram, și mai e un lucru foarte important. Hai să vă spun de ce s-a întâmplat în Franța. Datorită faptului că francezii au pierdut teren în Africa, în Mali. Iar tot ce s-a întâmplat în Africa, toată propaganda anti-franceză și anti-occidentală s-a derulat pe Telegram în asta. Prigojin a folosit Telegramul în Africa, Prigojin a folosit Telegramul când s-a îndreptat spre Moscova, deci această să zic așa, aplicație Telegram este... Plus de asta, mai e un lucru, domnilor, care trebuie înțeles. Domnul, este o aplicație folosită de militarii ruși, de comandanți, de soldați, că vorbesc între ei, că vorbesc acasă. E suficient pentru un serviciu de informații să culeagă ceea ce se află pe această aplicație. De-aia au sărit rușii foarte tare, pentru că e principalul obiect de comunicație care nu poate fi bruiat pe front. Deci este o aplicație devenită militară la ora actuală. Rușii cer neapărat o nouă aplicație pe care să o folosească în timpul războiului. Vedeți și dumneavoastră, Zelenski e pe Telegram. Aia de la Moscova care dă mesaje e pe Telegram. Toată lumea e pe Telegram numai să asculte. Eu, de exemplu, mă uit și eu pe Telegram și am informații de la Washington Post, Wall Street Journal și New York Times, transmise în timp ce apar în presa americană, apar și pe telefonul meu aceste informații despre războiul din Ucraina, despre asta. Deci este o aplicație extrem de folosită la ora actuală și folosită în situații critice. Asta deranjează și deranjează la ora actuală propaganda care se face pe ea în Ucraina. Este extrem de importantă pe linia frontului. Toată lumea are un telefon, toată lumea are aplicația Telegram, toată lumea vorbește cu astea. Inclusiv comandanții ruși, unii au fost eliminați pentru că au dat mesaje pe Telegram. Domnule Sorin Zaharia, haideți să încercăm să ne dăm seama în contextul ăsta cu Pavel Durov. Iată, durează de peste o săptămână această problemă cu Durov. Între timp a fost pus în arest la domiciliu.
Dar dincolo de asta, din ce am citit și am enunțat și noi în acest material, vedem că există totuși o luptă care, în sfârșit, cineva o dă cu toate aceste aplicații și toate aceste platforme și de comunicare și sociale și... Uniunea Europeană până acum a reglementat cât a putut aceste platforme, dar nu există la nivelul fiecărei țări instituții. De ce nu există instituții de control? Adică bun. Chiar am văzut acum, aș asocia legat de chestiunea asta o știre din Brazilia, unde a fost interzisă platforma X pentru simplu fapt că nu și-a desemnat un nou CEO care să țină legătura cu autoritățile statului pentru reglement, pentru controlul mesajelor. A fost interzisă din motive politice. Bun. Nu știu cu ce să încep. Mi este destul de greu. În primul rând, acest J3 al francezilor este... Acest mic J3. Acest... N-aș spune chiar mic, mic J3. Vârsta, de fapt, a persoanelor care lucrează efectiv, nu mă refer la conducere. Conducerea, da, într-adevăr, este în vârstă. Dar vârsta persoanelor este, media este de 25-26 de ani. Sunt tip extraordinari, foarte tineri, foarte pricepuți în ceea ce înseamnă computere, comunicații pe computere și așa mai departe. De ce a fost arestat Durov? Păi, în primul rând, cheile sale n-au putut să fie sparte, neputând să fie sparte, i s-au cerut. Cum domnul Durov nu a dorit să acheseze la acest lucru, atunci autoritățile franceze, cum era și normal, au luat poziție împotriva domniei sale, inclusiv prin reținerea sa și acum punerea sub supraveghere, să spunem. Cum spunea și domnul general, în 2021 domnul Durov și-a luat cetățenie în Emirate, unde dubla cetățenie nu este permisă. Dar domnul general n-avea probabil de unde să știe că această cetățenie l-a costat pe domnul Durov câteva miliarde de dolari. În condițiile astea vă dați seama că și dumneavoastră v-ar da inclusiv Federația Rusă cetățenie dacă v-ați duce câteva miliarde de dolari. Ceea nu ce că spune... Federația Rusă a dat o lege acum prin care cei care sunt nemulțumiți cu statutul politic al țărilor în care se află pot să meargă într-o țară care îmbrățișează principiile conservatoare, creștine... Promovate de Federația Rusă. Promovate de Federația Rusă, și nu de... desfrânarea asta occidentală. Și de domnul general Kiril, Patriarhul Moscovei, nu? Păi, astea sunt lucrurile despre care trebuie să vorbim. Îmblânzitorul de tancuri. Îmblânzitorul de tancuri, da. De asemenea, ordine importante dintre comandanții armatei ruse și executanții armatei ruse se dădeau utilizând telegramul, întrucât Federația Rusă nu a fost capabilă, ceea ce mă miră, să facă un sistem de comunicații performant care să nu fie spart de aliații. Pentru că, iar aici, domnul general poate să ne dea mult mai multe detalii despre acest lucru, despre comunicările criptate. De asemenea, domnul Durov, până la urmă, va reveni la sentimente mai bune și va pune la dispoziție acele chei. Este un lucru pe care toată lumea îl știm chiar de pe acum. Deci finalul se știe de pe acum. Cam asta este cu domnul Durov. În ceea ce privește rețelele de socializare, dacă ne aducem aminte, inclusiv ISIS, ca să nu mai vorbim și de celelalte organizații teroriste, de tip Hamas, de tip Jihadul Islamic, de tip Hezbollah, țineau legătura cu oamenii lor, unii dintre ei aflați în Occident, adică în Europa Occidentală, inclusiv în România sau în America de Nord, prin intermediul acestor rețele sociale. Unele dintre ele se țineau legătura inclusiv prin intermediul unor jocuri online, pentru că multe jocuri online au acea posibilitate de chat. Și atunci foloseau acea posibilitate de chat și își transmiteau ordine. Da, asta statul islamic a folosit. Statul islamic a folosit-o, dar au folosit-o și jihadul islamic. Da, e deci, foarte...
Asta a fost o mare găselniță. Da, da, da. Deci era normal ca autoritățile... Și americanii, și americanul ăla care transmitea secrete. Exact. De la Pentagon folosea tot jocurile astea video. Da. Da, haideți să vorbim puțin și despre situația din Israel, pentru că am văzut, a fost în weekend, au fost proteste. Astăzi, luni, a fost o grevă generală în instituțiile din Israel. Situația pare așa tensionată, dar pe măsură ce am discutat, iată, cu mai mulți dintre prietenii emisiunii noastre care vin să ne lămurească cu anumite lucruri, am înțeles că totuși, se pare că în privința domnului Netanyahu, lucrurile se vor decide abia după finalul alegerilor din SUA. Haideți să vedem, îi se poate grăbi puțin sfârșitul funcției domnului Netanyahu, nu ne putem gândi la altceva. Tot segmentul economic din Israel a intrat în grevă luni pentru cel puțin o zi, transmite Times of Israel, după ce 6 ostatici au fost uciși de teroriștii Hamas, iar trupurile lor au fost găsite în fâșia Gaza de armata israeliană. Proteste masive au avut loc duminică seara în Tel Aviv și alte orașe, care notează că în multe locuri manifestanții au aprins focuri de tabără pe șosea. Manifestanții au coborât pe strada Ayalon pentru a bloca trafic. Mașinile au fost blocate în timp ce protestatarii s-au învârtit în jurul lor. Poliția a încercat să înlăture protestatarii cu tunuri cu spumă și apă. Șeful Federației Muncii, Histatut, Arnon Bar David, a vorbit despre greva generală din cauza neeliberării ostaticilor deținuți în Gaza. Un acord este mai important decât orice altceva, a transmis acesta. La acțiunea Federației s-a alăturat și Forumul de Afaceri din Israel, care reprezintă majoritatea lucrătorilor din sectorul privat, din 200 dintre cele mai mari companii din țară, precum și de liderul opoziției, Yair Lapid. Municipalitățile din Tel Aviv, Farsaba și Kivat Vin s-au alăturat luni greve naționale în sprijinul familiilor ostaticilor. Da, domnule general, ce se întâmplă cu Israelul? Iată, îl mai ține funcția pe domnul Benjamin Netanyahu până avem și deznodământul alegerilor din SUA ca să-i se decide soarta, că acolo am înțeles că îi se decide soarta, nu în țară la el. Acolo e o situație foarte complicată la ora actuală. Netanyahu este asociat cu ultraortodoxii izraelieni în guvernare, care nu vor până când nu rezolvă cu Hamasul, nu vor să plece. Și deci Netanyahu nu va pleca din funcție, pentru că acolo sistemul este altfel decât în alte părți. E foarte complicat să vorbim la ora actuală, sunt foarte multe lucruri care nu le putem spune, pentru că asta e situația, n-ai ce să faci. Într-adevăr, se așteaptă alegerile din Statele Unite. Eu zic că Netanyahu nu va pleca și nu va pleca nici după finalizarea alegerilor, pentru că acolo, în zonă, lucrurile nu sunt decise. Iranul n-a atacat până acum, va urma să atace. Cum va ataca? Eu prevăd că acolo va începe un război enorm între Hezbollah și trupele izraeliene. Deja s-au făcut zonele de... s-au curățat. Izraelienii au curățat cu ajutorul forțelor aeriene zona de lansatoarele pe care Hezbollahul le adusese în zona respectivă. Eu zic că va începe un război acolo în zona de nord. Plus de asta, mai sunt 97 de captivi în Gaza, inclusiv 33 pe care autoritățile militare izraeliene îi consideră morți. E foarte complicat, este revolta, este generată de faptul că nu se încheie acele acorduri de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor. Numai că la ora actuală acestea nu se pot încheia și îmi pare rău că trebuie să spun, aș fi spus că din cauza lui Netanyahu, dar nu e adevărat. Aceste acorduri nu se pot încheia din cauza lui Sinvar. Sinvar a cerut la ultimele negocieri de la Cairo să îi se asigure libertatea de circulație și protecția. Ori Netanyahu i-a pus o țintă pe spate. Ăsta nu va scăpa sub nicio formă. Că se va întâmpla mâine, că se va întâmpla poi mâine, că se va întâmpla peste un an, ăsta va fi în atenția Mossadului tot timpul de acum înainte,
pentru operațiunile pe care le-a făcut pe 7 octombrie 2023, acea abominabilă crimă în masă împotriva evreilor din sudul Israelului. Este impardonabil. Aceasta a fost folosită pentru a detona poziția Israelului în lume de către Hamas și către cei care nu, și către iranieni, pentru că ei sunt cei care au declarat clar că Israelul trebuie șters de pe fața pământului. Și atunci au folosit acest motiv, au întors adevărul pe partea cealaltă și au scos vinovat Israelul de faptul că atac. Nu zic că într-un război există victime colaterale, nu zic că au fost și greșeli din partea forțelor militare israeliene, dar lucrurile au pornit de la acel măcel inadmisibil care a avut loc în sudul Israelului. Domnule Sorin Zaharia, are forța populația din o țară democratică, are forța populația din Israel să dea jos regimul lui Benjamin Netanyahu, care, printre altele, fac o paranteză, are și un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale, la fel ca și domnul Putin. Cumva sunt egali din punctul ăsta de vedere. Da. În acest moment, societatea israeliană nu are forța de a-l schimba pe Netanyahu. Ar fi avut forța de a-l schimba pe Netanyahu în condiții normale, dar nu în condițiile în care în acest moment Israelul luptă împotriva organizației teroriste Hamas. Specific, organizației teroriste Hamas, pentru că nu este o luptă între două țări. Este o luptă a unui stat cu organizație teroristă. Dar Netanyahu nu are mandat de arestare. Este în discuție la ora actuală, dar nu i s-a dat mandatul de arestare. Revenind, nu cred că Netanyahu va fi schimbat până la sfârșitul războiului cu Hamas, până la sfârșitul luptei cu Hamas, pentru că, repet, nu este un război, dacă vorbim stricto senso, din punct de vedere juridic. Acesta nu este un război. Deci, chiar dacă se vor finaliza alegerile, dacă rămân democrații la putere, vor continua business-ul cu Netanyahu as usual. Dacă vor veni republicanii, credeți cumva că Donald Trump, a cărui genere este de origine evreu, ar putea să ia o decizie împotriva lui Netanyahu? Eu mă îndoiesc. În clipa în care, repet, este vorba de supraviețuirea Israelului. Pentru că dacă Israelul nu va continua această luptă, așa cum a promis, până la lichidarea Hamasului, lui Israelul nu va mai exista ca stat. Își vor permite și alte organizații, vor veni, vor face aceleași tipuri de atacuri, cum au făcut Hamasul pe data de 7 octombrie, după care vor intra și vor negocia. Deci nu, Israelul nu are de ales. Mergem mai departe. Liderul Hamas cere protecție, să nu fie țintă și așa mai departe. Exact ceea ce spunea și domnul general. S-ar putea să nu fie ucis în săptămâna asta, săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, peste 1 an, peste 5 ani, dar peste 10-15 ani, tot se va găsi momentul în care el va fi ucis. Este clar ca o condamnare la moarte. Pentru că el a fost creierul atacului din 7 octombrie. Nu poți lăsa în viață creierul atacului din 7 octombrie și după aceea să spui că ai terminat și ai lichidat gruparea Hamas. O bună parte din prietenii mei arabi, inclusiv palestinieni, sunt împotriva acestui Hamas, care spun că a ajuns la putere prin teroare, prin mită și prin corupție. Deci nici măcar toți palestinienii nu sunt de acord cu Hamasul. Asta este realitatea în acest moment. Ca urmare, eu nu văd ca Netanyahu să fie schimbat de la putere sau să fie dat jos de la putere înainte de a se termina războiul cu Hamas.
Acum aș mai continua, dar din păcate timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Aș fi vrut să vă mai agit puțin spiritele și să vă spun că partenerul nostru strategic, Turcia, domnul Erdogan, crede despre Hamas că este o mișcare de rezistență, nici de cum o structură teroristă, dar poate vorbim despre asta într-o emisiune viitoare. Le-a dat pașaporte. Vedeți? Și aici se bat cap în cap lucrurile. Pe de o parte, ei sunt parteneri în NATO cu americanii și fac afaceri de câteva miliarde acum. Erdogan se bagă în fiecare priză ca să câștige ceva ce nu poate obține pe alte căi. Când a venit Rutte la noul secretar general la Ankara să discute, i-a spus, nu cred că un diplomat de acolo i-a spus, nu cred că umpli pantofii lui Stoltenberg. Adică nu cred că o să fii la fel de bun ca Stoltenberg. Asta este. Când era prim-ministru, că Rutte a fost și el un mare negociator, prim-ministru ani de zile în guverne de coaliție, nu le-a dat voie turcilor să organizeze demonstrații în Olanda. Și atunci, de asta a și fost oprit de Erdogan în avansul ăsta foarte rapid spre președinția, spre secretariatul general al NATO. Și mai este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Chiar dacă aparent Erdogan și cu Turcia și Iranul sunt aliați, Erdogan nu pierde niciun moment în care să nu saboteze imaginea Iranului și să încerce să o tragă asupra propriei sale persoane. Erdogan vrea să fie liderul Orientului Mijlociu, liderul lumii arabe, musulmane, scuze. Neo-otomanismul exact. Lui Erdogan, care nu e al lui, este al celor care au fost înaintea lui, dar Erdogan l-a exacerbat și l-a consolidat. Asta e toată treaba. Că apropo de Iran, păi la granița Turcia-Iran e un trafic de combustibil de te doare capul și ăsta este sub ochii autorităților. Păi de acolo pornim și ne uităm să vedem care sunt relațiile. Ne uităm la detalii, nu ne uităm la propaganda de la televizor. Din păcate nu mai e trafic de combustibil, ci și de opioide, da? Asta e altă discuție. Da, corect și asta. Corect, așa este, da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general, că ați fost alături de noi în această seară. Vă așteptăm cu drag și altă dată. Sorin, vă mulțumesc la cei doi Sorin. La cei doi Sorin. Vă mulțumesc, domnule Zaharia, tizul meu Sorin. Mulțumesc mult de invitație. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ați avut răbdarea să fiți alături de noi, iată, timp de aproape 2 ore în această seară. Ne despărțim aici. Nu uitați, de la ora 22 puteți urmări aici pe Sens TV Astrologica și în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 22 puteți urmări Astrologica. Noi ne revedem în fiecare seară, de luni până miercuri, de la ora 20. Dacă nu ați apucat să vedeți emisiunea integral, puteți intra pe canalul nostru de YouTube, Sens TV Ro, acolo puteți găsi playlist-ul cu toate emisiunile Sens Național, inclusiv emisiunea din această seară, unde puteți intra să comentați, să ne trimiteți părerile dumneavoastră, vom ține cont de ele ca de fiecare dată în alegerea subiectelor și poate vă chiar vă răspundem dacă aveți anumite nelămuriri și doleanțe. Sunt Sorin Manea, ați urmărit Sens Național și vă doresc o seară plăcută tuturor!